Iar muntele pe care îl apără în momentul acesta UNESCO, Patrimoniul Mondial al Planetei, ar putea să fie în continuare dărâmat și exploatat de către canadieni. Vom afla care este decizia luată astăzi. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură profesorul Mircea Coșa. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc. Îl salut și mulțumesc mult avocatului Artim Sarchizian. Bună ziua, domnule Sarchizian, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, domnul Radu Miruță de la USR este în legătură directă. Bună ziua, domnule Miruță, vă mulțumesc și dumneavoastră. Română, vă mulțumesc și eu pentru invitație și să aveți o primăvară frumoasă și dumneavoastră și colegele dumneavoastră și cei care vă urmăresc. Vă mulțumesc mult! Iată, ziua de 8 martie este umbrită în România de această decizie care va veni astăzi. Prima întrebare este pentru dumneavoastră, domnule avocat, pentru că asistăm la o situație fără precedent. Guvernul României ne pregătește de câteva săptămâni, ne-a pregătit și ieri, prin vocea Ministrului de Finanțe, pentru această decizie pe care cel mai probabil va urma, pentru care va trebui să plătim cu toții, România va pierde miliarde în instanță. Cât de obișnuită vi se pare această procedură? Cu voia dumneavoastră aș face o primă precizare care eu o găsesc ca fiind importantă. Anume, nu discutăm despre o instanță de judecată în sensul clasic, să spun, al noțiunii, așa cum o cunoaștem noi, da? Judecătorie, și așa mai departe, sau instanță internațională. Nu. Discutăm despre un tribunal arbitrar, adică este o formă de justiție privată. Nu este vorba despre o instituție internațională publică, nu este vorba despre o instituție de jurisdicțională a unui alt stat, ci pur și simplu este un organism privat, iar această formă de justiție privată este facultativă. Adică numai dacă părțile doresc, se pot duce către un arbitru, către un arbitru privat. Sigur că această dorință a fost exprimată de către guvernul român în momentul în care au semnat acel contract, pentru că mai mult ca sigur au inclus o clauză arbitrară, adică dacă apare un litigiu de orice natură în legătură cu contractul închiriat, va fi soluționat sau va fi supus instanței arbitrare sau, mă rog, organismului arbitrar, mai corect spus, respectiv, și prin urmare, în baza acestei convenții, deci tot o convenție stă la baza atribuirii competenței acestui organism arbitrat, s-au dus dânsii sau, mă rog, s-a atribuit competența acestei organisme, organizații, să-i spunem, private, de natură arbitrară. Prin urmare, nu este vorba despre o instanță. Dar asta nu înseamnă că hotărârea pe care o va lua colegiul arbitrar, sau, mă rog, arbitrii care sunt investiți în momentul de față, nu are forță obligatorie. Are forță obligatorie similar, aș putea spune, cu cea unei hotărâri judecătorești, ceea ce înseamnă că ea va trebui executată. Dar aici este un dar. Dacă s-ar trece, să spunem, o executare silită, asta nu ar însemna că nu ar trebui să obțină încuvințarea unei instanțe din România de data asta, deci orice executare silită, chiar dacă se face în baza unui document din afara statului, da? Deci un titlu executoriu altul decât o hotărâre sau un act emis de către statul român. Deci e important ceea ce spuneți. Nu este deloc exclus ca statul român să fie executat silit. Sigur că da. Orice titlu executoriu, chiar dacă emană de la o instanță arbitrară, poate fi pus în executare silită atunci când nu se execută în mod voluntar. Adică dacă vrei să dai bani, mai pe românește fiind spus, da? Cum spuneam, dacă se trece la executare silită, atunci trebuie să primească încuvințarea executării a unei instanțe din România. Din România. Da. Deci trebuie să treacă printr-un filtru. Și aici ar fi de discutat dacă mai pot fi uzate, să zicem, căi naționale de atac. Măi rog, după dreptul intern s-ar putea face o cerere în anulare, dar este discutabilă în condițiile în care regulamentul acelui organism despre care discutam mai devreme, prevede sau nu o cale de atac. Deci este o discuție aici, dar indiferent de situație, dacă ați ajunge la executare silită, cum am spus și mai devreme, trebuie să treacă printr-un filtru al unei instanțe, sub aspectul încuvințării sau nu a executării silite.
Domnule profesor Coșa, în situația în care cei de la această companie, Gabriel Resources, o să luăm mai multe scenarii, ar cere despăgubirile deodată, împreună, există posibilitatea ca statul român să aibă conturile poplite? Salut, doamnă, și încă o dată vă mulțumesc. Sigur, ce spune domnul avocat, domnul Sarkisian, e foarte important, dar concluzia e una singură, că până la urmă, indiferent de cum se procedează, tot va trebui să plătim. În rate sau direct, asta e sigur. Acum, sigur că va fi foarte greu pentru statul român să facă așa ceva. Plata va fi făcută până la urmă nu prin resurse naționale, pentru că economia nu performează într-o asemenea măsură și nici n-ar trebui să fie așa, pentru că asta este o plată care o facem nu în vederea dezvoltării sau a echilibrării bugetare, ci o penalizare până la urmă. Ne vom împrumuta, dar împrumutul va fi foarte costisitor, pentru că imaginea României pe piață în urma acestei situații va fi destul de negativă, deci dobânda va fi mai mare. Este o pierdere netă pentru statul român și trebuie să luăm ca atare, nu trebuie să ne mai liniștim cu diferite declarații pe care le fac decidenții politici astăzi sau consilierii lor, conform cărora lăsați că plătim în rate, nu e așa de complicat. Ba da, e foarte complicat, pentru că în condițiile în care ai atâtea deficite, 3 deficite în România pe fiecare cont, și comercial, și de îndatorare, și bugetar, nu ai voie să pierzi bani așa prostește, ca să zic. Problema este însă alta, că s-a procedat greșit încă de la început, pe părerea mea, pentru că această declarație pe care guvernul a făcut-o prin diferiți reprezentanți, pregătind din acțiunea, cum ați spus dumneavoastră, pentru această plată, că vom plăti, că va fi, că nu va fi, a dat la bursă posibilitatea ca să crească valoarea acțiunilor foarte mult și deja există un câștig de aproape 400 de milioane de dolari a acționarilor. Deci am făcut încă o greșeală pe care nu trebuia să o facem.